Tiberiu Barstan, liderul AUR în județ, se aștepta ca filiala județeană AUR Hunedoara să fie printre cele mai bune din țară, pentru că munca depusă a fost pe măsură. Ba chiar și-ar fi dorit un scor mai mare, dar asta îi mobilizează pe membrii AUR din județ să atace cu și mai multă forță viitoarele runde de alegeri din acest an. E o muncă de 5 ani de zile, noi am avut stabilitate, am avut continuitate la nivel de conducere județeană, am o echipă responsabilă, oameni care sunt dedicați cauzei naționale, nu interesului personal, au înțeles că e nevoie de oameni cu o altă direcție și acest lucru ne-a ajutat să obținem și acest rezultat. Eu speram la mai mult, dar în condițiile în care am luptat cu doi balauri, eu zic că rezultatul pe care l-am avut e unul destul de bun. Sunt convins că oamenii care am promovat atât în Consiliul Județean cât și în celelalte administrații publice locale nu vor dezamăgi și vor face ceea ce trebuie pentru cetățenii care au votat și au susținut și în perioada de campanie, pre-campanie. Și mulți au fost alături de noi în toți acești ani, membrii noștri partid, oameni dedicați. Toate aceste rezultate se datorează muncii unei echipe la nivel de județ. Noi apreciem pe fiecare aport adus și pe această cale mulțumim și lor cât și votanților. AUR are 61 de organizații locale în județul Hunedoara, iar Tiberiu Barstan estimează că AUR va avea consilieri locali în 85% din cele 69 de unități administrativ-teritoriale hunedorene.